Suntem din nou la Stax pe vechi. Eu sunt obosit, voi sunteți tocmai ați început, eu sunt la nu știu la episod pe care îl filmez. Suntem la chestiile alea cu moșuleți, cu oameni care au murit, cu ce s-a întâmplat de mult în industria auto. Și acum o să vă spun povestea mărcii pentru care lucrez și chestia cea mai definitorie pentru ea. Grila dublă BMW. Calorifer, moment, să vedeți ce s-a întâmplat. Ei bine, BMW a fost o companie care a început să construiască automobile foarte târziu. Și a fost o companie care a avut destul de multe probleme. Au început cu motoare de avion, exact înainte de primul război mondial. Germania a pierdut, cred că știți, primul război mondial, n-a mai putut să producă avioane, deci nici motoare de avion. Ca să supraviețuiască, BMW a produs întâi frâne de tren. După care au început să producă motoare pentru diverse lucruri, inclusiv pentru mașini de pompieri, autobuze. Există o informație foarte plauzibilă că autobuzele Astra Arad în anii 20 foloseau motoare BMW. Deci cei care se iau de faptul că BMW are o relație foarte răzbunătoare cu mijloacele de transport în comun, să știți că au existat autobuze cu inimă de BMW în anii 20 fabricate în România. După ce s-a întâmplat chestia asta, motoarele BMW au devenit foarte populare pentru diverse firme de motociclete. Dar nu pentru motocicletele BMW, nu existau. Și au dat seama, stai puțin, noi putem să facem motocicletă. În 1923 a apărut prima motocicletă BMW. A fost o motocicletă super sofisticată. A avut, de exemplu, transmisie prin cardan. Încă o chestie foarte rară. Pentru unii o durere de cap, dar, scuze-mă Ionuț, dar e o tehnologie foarte rafinată. A fost una dintre BMW în 1923, fabrica una dintre primele motociclete moderne. Până atunci era un fel de biciclete cu motor, aia a început să fie motocicletă adevărată. Ei bine, BMW încă nu avea mașină. Ideea unei mașini a apărut și mai târziu de 1923 și în cele din urmă, în 1928, BMW a cumpărat o fabrică în orașul german Eisenach, o fabrică care făcea Austin 7, un bunicuț aluminii, dacă vreți, sub licență. Marca se numea Dixie. Mașina se numea, avea un nume foarte creativ, oamenii de marketing și atunci erau geniali, 3/15 PS, adică clasa de impozitare 3, 15 cai putere. BMW a cumpărat mașina asta, marca asta de auto, fabrica de fapt de la Eisenach în 1928 și a început să producă această mașină cu mici îmbunătățiri în 1929. Era o cutiuță simplă de 15 cai putere, foarte mică, nimic impresionant. 3 ani mai târziu apărea BMW 3/20 PS, era puțin mai mare și cam aceeași construcție, 20 de cai, iarăși nimic extraordinar. În 1933 însă lansează o mașină cu adevărat specială BMW. Era a treia încercare. Dacă mă întrebați de câte încercări a avut BMW să facă o mașină serioasă, trei încercări. Era, și ce este interesant, era că era făcută de niște ingineri care nu veneau din BMW, Rudolf Schleicher și Fritz Fiedler, veneau de la firma germană Horch. Horch este compania pe care August Horch a creat-o, după care s-a certat cu investitorii că el vrea să meargă la curse și a creat o nouă companie, traducându-și numele din germană, nu mai putea să folosească numele, în latină, să sune mai intelectual. Și Horch în germană înseamnă ascultă, iar în latină este Audi. Horch nu mai există acum, a devenit parte din Auto Union, o poveste complicată, dar ca să simplificăm lucrurile, cred că putem să spunem că acești Fritz Fiedler și Rudolf Schleicher au venit de la Audi și au primit sarcini unde construiau motoare V8, Horch era o mașină de lux, construiau motoare de la V8 și au venit la BMW și au avut șansa să construiască o mașină de la zero. Și au construit o mașină extraordinară. S-a numit BMW 303, a fost lansată în 1933, deci 3 este leitmotivul prezentării noastre, domnul Despot, vă salut. Și avea multe lucruri. Dacă primele mașini aveau niște motoare mai micuțe, de
patru cilindri, asta a fost primul șase cilindri în linie. Deja acum ceva emblematic pentru BMW. Într-o vreme în care se spunea că mai greu înseamnă mai bine, că mașina stă mai bine pe șoseaua denivelată care mă tot aruncă, ei au venit cu ideea de a construi o mașină cât mai ușoară, ca să o facă mai eficientă, mai agilă, mai rapidă. Și au folosit niște soluții, de exemplu, grila șasiului era tubula, cu secțiunea în U, nu din grinzi din alea dreptunghiulare. Acum vorbesc, poate sunt niște chestii super banale, dar pe vremea era o chestie foarte inovativă. Și o mașină din asta mai elegantă, mai rapidă, s-au gândit că trebuie să aibă și o caroserie mai frumoasă. Una dintre elementele distinctive pentru caroseria asta a fost o nouă grilă. Grila dublă pe care o cunoaștem și toți. Deci, primul automobil cu adevărat serios construit vreodată de BMW, după niște încercări sau după o serie de mașini construite cu licență, niște cutiuțe simple, a fost o mașină elegantă, mai sportivă, construcție ușoară, motor de 6 cilindri, BMW 303, lansat în 1933 la salonul auto de la Berlin. Abia acum începe povestea. V-am spus, BMW avea o fabrică în care construia mașini simple. Nu a avut capacitatea să construiască noua caroserie sofisticată pentru BMW 303 și așa că au apărat la altă companie auto cu mult mai multă experiență să le facă caroseria. Nu chiar cu mult mai multă experiență, cea mai mult mare experiență din industria auto, Mercedes. Deci, nu doar că au fost doi ingineri Audi care au construit sigla asta sau mașina cu sigla dublă, dar primele sigle, grile duble cu caroseria respectivă veneau de la Mercedes. Lucrurile nu se opresc aici. Știm cu siguranță că de la început grila asta a fost foarte iubită. Cum știm asta? Un an mai târziu, după ce s-a lansat grila dublă, au început să apară niște băieți care să pună grila asta dublă și pe alte mașini. Pare cunoscut și acum 100 de ani sau 90 de ani după facem exact același lucru. Firma se numea Ile, construiau niște mici caroserii. Și clienții de BMW, primele două modele, acel 3/15, 3/20, dacă vă aduceți aminte, au zis, băi, arată foarte bine BMW cu grilă dublă, vrem și noi pe mașina noastră grilă dublă. Băieții de la ei au zis, nicio problemă, facem. Și au făcut un kit care se transformau caroseria din mașina simplă cu tiuță pătrățoasă într-o mașină mai rotundă cu grilă dublă în față. De asta, multă vreme, sau există confuzia asta între semi-pasionați, nu pasionați adevărați, că pasionați adevărați știu povestea, că Ile a construit grila dublă, pentru că mașinile astea erau mașini mai vechi, 1928-1933, dacă puteți să urmăriți povestea, care au apărut, dar grila asta era pusă după 34. Tuning. Lucrurile au funcționat atât de bine, încât băieții de la Ile, nu doar că au folosit chestia asta, au oferit chestia asta pentru BMW, dar au început să ofere și pentru alte modele. Ford, DKV, care face tot parte din, a făcut parte din Auto Union și Opel. Deci, dacă o să căutați prin anii 30 modele Opel, Ford, puteți să le găsiți cu grilă dublă. Povestea noastră e așa. Doi ingineri Audi au creat o caroserie, prima caroserie sofisticată pentru BMW și prima mașină serioasă pentru BMW, cu caroseria produsă de Mercedes, care a avut grilă dublă. O grilă dublă așa de specială, cât s-a regăsit și pe Ford și pe Opel în anii 30. Asta, pentru toți cei care spun că există doar o marcă auto, trebuie să înțeleagă că mărcile astea sunt foarte apropiate între ele. Ce mi se pare foarte amuzant este și ce s-a întâmplat cu Ile după al doilea război mondial. N-au mai produs caroserii, dar e un detaliu care vă ajută să înțelegeți mașinile pe care puneau grile duble cât de mari erau. Ce au făcut după al doilea război mondial? Mașinuțe de carusel și mașinuțe de alea de bușit, de electrice. Și până prin anii 90 i-au construit mașinuțe de jucării. Dacă vă uitați la cum arăta 3/15, 3/20 cu grilă dublă, o să vedeți că nu e mare diferență între mașinuța de carusel și ce au făcut ei după aia. Și așa, un ultim detaliu, vreți să vedeți un 3/15 cu grilă dublă? Puteți la Ciriac Collection. Mai mult, dacă vreți să păreți și mai intelectual, puteți să mergeți acolo să le spuneți, deși are sigla BMW, le spuneți prietenilor, veniți pe aici, uitați un BMW, deși are sigla BMW, nu este un BMW, pentru că este un Dixie
produs înainte ca BMW să cumpere fabrica respectivă, dar mașinile erau identice, așa că grila aia se putea pune și pe acele Dixie construite înainte să fie cumpărat de BMW. Mulțumesc!